E sâmbătă, ceea ce înseamnă că toată ziua ți-o petreci mâncând gustări. Adam? Nu mă poate vedea așa? Mătur mai târziu. Aranjează-te rapid. Hei, iubi! Ah, nu-i așa că-i drăguț? Sper că nu poate vedea firmiturile din dreapta mea. Situația este calmă acum, dar o singură mișcare poate schimba totul. Ups! Ah! Asta a durut sigur. Acum am o durere de cap de zile mari. Adam! Mai e pe fir? A închis. Ce nasol! Hei! Știu cum să repar situația. Pentru a nu-ți mai scăpa telefonul pe față, pune un elastic de păr pe lungime peste o husă de telefon goală. Acum bagă telefonul la loc în husă. E ca și cum ai propriul mâner, vezi? Adam, tu ești? Scuze, sunt așa neîndemânatică. Nu mai scap niciun telefon acum. Nimic nu se compară cu o seară în oraș cu prietena ta. Și bârfa din seara asta clar e picantă. Ah! Se pare că ți-ai lăsat rujul acolo. Hei, mai ai unul la tine? Ups! Hey, nu te teme! Am culoarea perfectă pentru tine. Nu, am ceva și mai bun. Vezi? Ia o lingură și nuanța ta preferată de ruj. Scoate puțin din ruj și lasă o bucată să cadă în lingură. Apoi încălzește-o pe dedesubt. Ia un mic recipient ca ăsta și toarnă culoarea topită în el. Apoi adaugă niște vaselină. O mică picătură ajunge. Ar trebui să arate așa când se amestecă. Și gata! Acum husa telefonului. Pune lipici cald în mijloc și lipește peste el recipientul. Acum rujul tău e mobil. Retușurile sunt super simple acum. Deja arăt mai bine, nu? Și culoarea asta e perfectă pentru un luciu. O fată mereu vine pregătită, chiar și la seara fetelor. Asta e clar! Ia să vedem! Ce mai am de făcut aici? Am terminat cu decorațiile. Ia să gust unul. Gata gustările! Dar muzica? Asta e pornită? Nu se întâmplă nimic! Nu pot da o petrecere fără muzică? Hai, te rog, funcționează! Fraților, s-a anulat petrecerea! Și cât de mult muncisem! Cum e posibil? Ce trist! Stai! Oare mă poate ajuta ăsta să amplific sunetul? Și paharul ăsta o poate face! Fă-ți propria boxă din tubul de la prosoapele de hârtie. Ia niște scoci și acoperă complet tubul de carton. Apoi tai un dreptunghi la mijloc. Apoi ia un pahar de hârtie și decupează un cerc așa. Acum unește bucățile. Ar trebui să arate așa. La final bagă telefonul acolo și apasă pe play. Ok, asta e ultima mea speranță. Bella abia așteaptă să danseze în seara asta. Hei, păstrează-ți mișcările alea pentru petrecere. Nici o petrecere nu se compară cu una în pijamale. Și-a pățit televizorul. Hei, a ieșit din priză cumva? Ia să vedem. Nu știu ce are, cred că s-a stricat. N-ai cumva un televizor în plus, nu? Ia stai așa. Poate ne descurcăm și fără televizor. Ești curioasă? E timpul să gândim puțin diferit. Dar mai întâi trebuie să golim cutia asta. Da! Uite ce dinți mari am! Bun, hai să trecem la treabă. Pe o latură a cutiei, trasează conturul unei lupe. Decupează apoi cu grijă folosind un cutter. Aici va intra lentila. Lipiciul fierbinte o va fixa bine. așează cutia în poziție normală. Îndoaie o agrafă de birou așa. Mai îndoaie una și ai obținut un suport de telefon. Pune capacul cutiei și boom! Ai obținut un proiector video. Ăsta da suspans. Asta e partea cea mai tare! Petrecerea în pijamale continuă, oameni buni! Asta da economie de timp! Ce mai faci? Serios? Ok, ne auzim! Wow! Ce alunecos! Unde s-a dus? Vreo șansă să nu te fi stricat? Să dăm coșmarul ăsta înapoi, nițel! Ești sigură că vrei să-l iei acum? Poate că e o cale mai bună să o faci. Cum ar fi să-l prinzi de o lesă retractabilă? Așa, când termini, nu o să-l scapi în apă. Clasă, testul începe acum. Ok, pot să fac asta? Profa deja nu e atentă. E timpul pentru arma mea secretă. Îmi întorc radiera și uite răspunsul. Ava, nu pot să am încredere în tine deloc. Dă-mi-o. Nici măcar nu copiezi inteligent. Dăm și restul. Ok, uite. Penar. Manual. Scotch. Pix. Doar nu crezi că nu-ți văd telefonul. Dă-l și pe ala. Dar uite, bateria e moartă. Atunci e ok. Of, telefonule, de ce m-ai trădat? Stai puțin. Cred că am un plan. Oh, da, o să fie grozav. O să am nevoie de telefon și de o poză cu telefonul. O să tai bucata cu camera și mi-aduc copiuța. Ca să meargă, trebuie să fie o copiuță mică. Dar poți să o și împăturești. Doar o picătură de lipici pe spatele foii și poza cu camera fix peste. Ai grijă să stea fixă. Perfect! Copiuța mea e ascunsă. Sunt gata pentru test. Ascunsă la vedere. Micul nostru secret. Așteaptă să nu se uite profa. Și uite-mi copiuța! Testul ăsta o să fie floare la ureche. Am răspuns deja la prima întrebare. Oh, ce bine merge! Și gata! Te închid acum! Am reușit! Am terminat testul! Ia să vedem cât de rău a eșuat! Ce? Asta e corectă! Și a doua întrebare? De fapt, toate sunt corecte? Nota maximă! N-ai copiat, nu-i așa? Oh, nu! Bateria mea era moartă, vă amintiți? Pentru unii oameni, multitasking-ul e aproape imposibil. Mai ales când sunt implicate cuțite ascuțite. Așa! Nu! Alo? Bun, ești încă acolo. Podeaua asta avea nevoie de o curățenie zdravănă. Cu grijă! Nu subestima niciodată un deget liber sau un nas. Nu! Nu în apă! L-am prins! Era cât pe ce, nu? Mai are cineva o mână liberă pe aici? Ding, ding! Bentița asta îmi poate ține telefonul. Pune-o pur și simplu pe cap. Vai, ce dulce! Sună-ți amicul și bagă-l pe fraier sub elastic. Poate că arată amuzant, dar, frate, e așa bine să ai mâinile libere. Ești tare isteț, chef? Nimic nu-i mai bun ca un duș fierbinte ca să începi ziua. Opa, se pare că o sună cineva pe Sofia. Oh, nu! Cum răspund la telefon de aici? E Vicky, probabil mă sună să-mi spună de întâlnirea ei de-aseară. Of, am mâna prea udă ca să apăs. Alo? Și mi-am spart telefonul. Minunat! Data viitoare când vrei să vorbești din duș, încearcă trucul ăsta. Pune-ți telefonul cu fața în jos pe o bucată de plastic și conturează-l cu o cariocă, lăsând ceva spațiu pe lângă el. Acum taie pe unde ai desenat liniile. Ia o bucată și mai mare de plastic și lipește pe ea dreptunghiul pe care tocmai l-ai decupat. Lipiciul cald e cel mai bun. După ce ai pus lipiciul, întoarce-l și presează marginile. Ai grijă să lași partea superioară a dreptunghiului nelipită. Ia uite! Este un buzunărel rezistent la apă pentru telefonul tău. La naiba, poți chiar să-ți bagi și iPad-ul acolo, pe bune! Acum poți să te uiți la seriale și să stai la taclale cu prietenele în duș. Dar vezi să fie oprită camera video? Îți place distracția? Da, Vicky mă sună iar! Ok, povestește-mi despre întâlnire și ia-o de la început! Clipuri noi la care să mă uit și eu? Oh, ăsta pare grozav! Mult mai bine! Haide! Vreau doar să mă uit la clipul ăsta! Aoleu, nu! Ce-i cu mine? Portofelul meu! Nu poate fi de bine! Hai, usucă-te! Ce? De ce mai am cardul ăsta vechi de reduceri? De fapt, o să mă salveze! Ai un card vechi? Îndoaie-i marginea de 2 ori. Așa. Apoi îndoaie o porțiune mai mare din partea opusă. Bună, micuț suport de telefon! Și în sfârșit mă pot uita liniștit. Salut, bunii! N-am mai intrat pe Insta de ore bune. Nu! Se pare că trebuie să-l încarc. Cred că firul e aici. Mamă! Ce monstru a rost chestia asta! Deci nu-mi pot folosi telefonul? Arată cam rău, nu-i așa? Uf! Ce-a fost asta? Eli? Nici măcar nu te-am auzit venind! Ce ai pățit? Cablul te face să plângi! Ridică-l, draga mea! Atâta tărăboi pentru chestiuța asta? Poate bunii reușește să rezolve dilema asta. Desigur! O să repar singură cablul. Pentru trucul ăsta o să fie nevoie să peticești gaura aia. Vezi paiul ăsta? Tai-l! Înfășoară-l pe cablul rupt. Ar trebui să stea strâns. Perfect! Ca să fii sigur că stă, suflă aer cald pe el timp de câteva minute. Apoi, folosind un ghem, fă un nod în vârful firului. Continuă la fel ca să faci un model. Apoi fă la fel cu o nouă culoare. Vezi cum se completează. La final, ar trebui să ai un model mișto. Nu uita să faci un nod la bază. Drăguț! Acum taie restul de ață. Și poftim! Un cablu de încărcare nou-nouț! E timpul să-l încarc! În sfârșit! Oh, nu! Oare o să meargă? Avem curent, baby! Mersi, bunico! Vi se plăcute, bunii? Te învelesc eu. Și uite-ți ghemul pentru când te trezești. Ce bine se distrează Adam! Păcat că restul lumii se plictisește de moarte. Petrecerea asta e varză. Ai dreptate. Ha-ha! Balonul ăsta s-a umflat destul de mult. Și se umflă în continuare. Vai de mine! Are o minte proprie. Cine a aruncat asta? N-am fost eu. Mi s-a terminat distracția. Petrecerea asta nu e deloc reușită, dar poate că... Mă întorc imediat, bine? Umple un balon cu apă. Apoi pune-i deasupra un strop de cremă. Și freacă bine cu mâinile. Fă asta până acoperi tot balonul. După ce ai terminat, folosește un pistol cu lipici cald pentru a face niște forme, ca în imagine. Acoperă tot balonul cu ele. Ce tare! După ce se usucă tot lipiciul, ține cu atenție de gura balonului și pune un pahar aproape. Acum taie gura balonului și dă-i încet drumul pentru a scoate apa din el. După ce l-ai golit, scoate balonul din suportul de lipici întărit. Vezi? Sunteți gata să încingem petrecerea? Ce-i ăla? Fiți atenți aici! Îl pun pe lanterna telefonului și acum dansăm! În sfârșit, niște fețe zâmbitoare! Bravo, Adam! Ai salvat petrecerea! Cum o să memorez totul? Examenul e în 2 ore! Nu poți să nu iubești mâncarea pentru creier. Poate că era bună o față de masă? Ce? Oh, nu, e telefonul Lanei! Mă ucide dacă vede mizeria asta! Vine! Mi-ai văzut telefonul, Adam? Ce? De ce nu ești atent când mănânci? Uite-te la chestia asta! Scârbos! Mă simt prost, Lana! Wow! Nu mă așteptam la asta! Vin acuși, ok? Știai că tăiței pot fi artă? În loc să-i folosești pe cei uzi și lipicioși, fă-ți tu unii! Pune niște fondant într-o seringă. Nu arată tăiței, nu-i așa? Așteaptă! Ia o husă transparentă de plastic și toarnă fondantul în modelul ăsta. Par a fi tăiței ramen, nu-i așa? Cu cât pui mai mulți, cu atât par mai real. Pune niște detalii gen ouă sparte. Vai, uite ce bucățică de bacon! Hei, scuze că ți-am ratat apelul! Mamă, uite! Ăia sunt tăiței pe care i-am vărsat? Fă-ți tăiței tăi, Adam! Cine ar fi știut că sunt așa bun la desen? Frate, e deja dimineață! Tenul meu arată bine dimineața! Ador sesiunile foto de dimineață! Ah, e timpul să încep ziua! Wow, ce de poze cu Kevin! Ceva mă înțeapă! Ah, sunt doar eu! Și brațele mele! Super! Să mai verific o dată ținuta! Aproape că uitasem poza mea norocoasă! Nu pot să plec de acasă fără ea! Buzunarul din spate? Ce dilemă! Știu! Bingo! Ai o husă de telefon transparentă? Ia poza pe care vrei să o folosești și pune-o cu fața în jos pe ea. După ce ai dat cu fierul pe ea, lasă hârtia acolo și scufundă-o în apă puțin adâncă. Vei să fie acoperită total! Și așteaptă 20 de minute. După ce o scoți, freacă puțin hârtia și privește cum poza ta prinde viață. Nu-i mișto? Cine n-ar vrea propria husă cu Kevin? Sau poate ceva ușor diferit? Ne vedem pe terenul de basket? Oh, salut, frumosule! Ah, da, ascult! Oh, telefoanele astea de fet arată grozav! Ăsta e chiar super frumos! Oare îmi permit un astfel de pop socket? Am ceva economii? $2 clar nu ajung. Ce nasol! Bani idioți! Și mi-am stricat și sertarul. Grozav! Seamănă foarte tare cu un pop socket. Pune husa telefonului tău cu fața în jos și pune un strop de lipici cald în mijloc. Apoi lipește mânerul deasupra. Acum lasă-l să se usuce. Trebuie ținut minte acest moment ingenios. Frate, ce ușor se ține acum chestia asta! Genial! Pistolul ăsta nou de lipit face minuni! Uite cât de cool este asta! Noul meu iPhone a sosit în sfârșit! E ceva mai bun ca un telefon nou? Uită-te la puiul ăsta! Uită-te la ecranul ăla fin ca mătasea! Sunt noua ta mămică! Mă bucur pentru tine, Sofia! Stai să-l pun puțin jos. Ah, masa asta e udă toată! Telefonul meu nu atinge mizeria asta! Ups! Stai, cred că te pot ajuta! Mi-l dai? E ok, crede-mă! Învelește-ți telefonul în folie de plastic. Ar trebui să fie cu fața în jos. Pune-l jos și ia-ți pistolul de lipit. Pune lipici pe întreaga margine. O dungă groasă e ideală. Acum fă niște dungi ondulate. Grozav! Marchează camera. Acum fă dungi verticale. Arată bine! Acum s-a uscat și s-a luat de pe plastic. O husă personalizată la fix! E grozavă! Mersi, Kevin! Vai, uite-i pe porumbei ăștia! Întâlnirea pare să meargă bine, nu? Vin imediat! E timpul să-mi verific machiajul! Unde-i chestia aia? Cheile mele? Nu! Devine ridicol! O să o răstorn pe toată! Vai! Poșeta aia e spațioasă, nu? Pudriera mea! Hei, te-ai întors! Toate astea sunt ale tale? Cine cară scociul după el? O întrebare bună! Și în sfârșit o să fie util! Să folosim chestia asta! Puneți telefonul cu fața în jos și lipește puțină bandă dublu adezivă pe husă. Apoi scoate-i folia. Lipește-ți pudriera de scoci. Obiectele mele esențiale sunt acum 2 în 1. Să-mi retușez fardul. Arăt bine! Wow, ești ingenioasă, Sofia! Ai întârziat, domnișoară, și ai o băutură care nu este permisă? Hai, frate, abia am cumpărat-o! Profa, scuze că am întârziat, e cam greu cu holurile astea uneori? Bine, intră! Frate, am gâtul așa de uscat! Ce bun ar fi fost sucul ăla de portocale! Zi, ai o băutură din care pot să iau și eu o gură? Mamă, Lily, de ce bălești așa din senin? Alo, e cineva acasă? Uneori, când îți dorești ceva super mult, o să începi să-l și vezi. Dar Kevin se pare că știe exact cum să furișeze un suc la oră. Ca să faci trucul ăsta, scoateți de la telefon carcasa de plastic. Așează-o cu fața în sus pe o pungă de plastic și fă conturul cu o cariocă. Apoi îndepărtează carcasa și decupează ce ai conturat cu o foarfecă. Și acum ai două bucăți, vezi? Ia o bucată de hârtie cerată și pune-o pe marginile bucăților tale înainte să apeși cu o placă de păr încinsă. Fă asta pentru 3 din cele 4 colțuri ale plasticului. Ar trebui să ai un mic săculeț de plastic. Ia un capac de la suc ca ăsta și pune-i lipici la bază. Înainte să se usuce, bagă-l prin găurica săculețului ca să fie ca un fel de robinet. Apoi toarnă-ți băutura preferată în săculeț, umplându-l aproape de tot. Nu uita să-i pui dopul. La final, pune niște lipici pe exteriorul carcasei de telefon. Pune săculețul chiar pe lipici. După ce s-a uscat, bagă-ți telefonul la loc în carcasă și savurează-ți sucul din ascunzătoarea ta vicleană. Vrei o gură, Lily? Oh, slavă Domnului, credeam că mor! Și dacă profa se plimbă, nu-ți face griji, ești acoperită! Da, chestia asta nu dă greș! Oh, e pauză! Hei, fetelor, trebuie să vă uitați la clipul ăsta! Ups, ce enervant! Nu-i bai, fetelor, rezolv eu asta! Nu contează, nu știu ce fac... Nu, nici acum n-a mers. De fapt, mi-a venit o idee care ar putea funcționa. Ok, lasă-mă să improvizez ceva. O să împrumut agrafa asta de birou. E fix ce-mi trebuie. Îndoaie-i vârful curbat spre spate ca în imagine. Apoi îndoaie-i vârful ascuțit în același mod. Pune agrafa pe masă cu părțile îndoite în sus. Acum puneți telefonul în spațiul acela și gata! Poți să urmărești fără griji clipurile preferate. O, Doamne, fata aceea Vicky mă amuză mereu!